Bună ziua, continuăm astăzi seria discuțiilor cu candidații la prezidențiale. Invitatul nostru de astăzi este candidatul ACL, domnul Klaus Iohannis. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, domnule Iohannis. Mulțumesc pentru invitație, cu mare plăcere. Începem direct interviul, intrăm direct în tema zilei, ofițerul acoperit, evident. Vi se pare credibilă dezvăluirea făcută de președintele Traian Băsescu luni seară la Realitatea TV? Reamintim ascultătorilor și cititorilor noștri că Traian Băsescu a spus despre Victor Ponta că ar fi fost ofițer acoperit în timp ce lucra ca procuror în perioada 97-2001. Deci, credibilă sau nu dezvăluirea asta? Acum, având în vedere că afirmația a fost făcută de președintele țării, putem să pornim de la premisa că știe despre ce vorbește, fiindcă are acces la toate informațiile care privesc România și atunci nu cred că putem să pornim de la premisa că nu știe despre ce vorbește. Exact din acest motiv eu am spus astăzi într-o declarație de presă că lucrurile nu pot fi trecute cu vederea. Am ascultat mai de dimineață o declarație a domnului Victor Ponta care spune păi nu e nicio problemă, că el a funcționat în perfectă legalitate. Atenție! Așa nu se poate trata o temă care totuși este de o gravitate deosebită. Deci dacă președintele îl acuză pe primul ministru de un anumit lucru, atunci primul ministru n-are decât să se pună în fața camerelor de luat vederi și să explice națiunii despre ce-i vorba aici, fiindcă am aflat o noutate. Dacă ar fi scris-o în CV sau dacă ar fi răspuns măcar la întrebările care s-au pus, am fi putut să spunem, ce știi, de ce nu a pus-o? Așa, eu mă întreb ca simplu cetățean, dar și în calitate de candidat. Dacă asta ne-a ascuns-o, ce alte lucruri a mai ascuns Victor Ponta? Și l-am somat să iasă public, să-și clarifice situația, să știm și noi despre ce-i vorba aici. Dar Victor Ponta, așa cum spuneați chiar dumneavoastră, a negat în această dimineață. Cum vedeți, până la urmă, clarificarea? Nu, să știți că întâmplător am auzit acea declarație și nu a negat-o. Pur și simplu a trecut pe lângă întrebare. A spus că sunt minciuni. Da, el a spus că el tot timpul a respectat legea și că totul este ok. Eu vreau un răspuns tranșant. Dar cum vedeți exact clarificarea acestui caz? Cine și cum ar trebui să acționeze? Asta nu știu, nu-i treaba mea. Eu cer să fie clarificat în spațiul public. Dacă iese Victor Ponta și ne lămurește total, sau dacă iese cineva de la SIE și ne lămurește total, sau iese de la CSM și ne lămurește, sau oricine care este în temă. Eu nu sunt în temă, eu aud ce se spune în spațiul public. Atunci lucrurile pot fi clarificate. Nu pune o problemă cum să fie lămurit problema asta, să și-o pună domnul Ponta. Dar dumneavoastră, domnule Iohannis, ați putea să vă puneți problema cum să acționați ca partid în această situație, și anume să faceți o sesizare penală dacă într-adevăr s-a încălcat legea, nu? Între 97-2001, dacă domnul Ponta a funcționat și ca procuror și ca ofițer, da, SIE în același timp, e o încălcare a legii. Aveți dreptate. Între timp am verificat un pic și Constituția, fiindcă se încadra în Constituția mai veche, nu în ultima formă, și această formă, la articolele care se referă la procuror, nu s-a schimbat nimic de la vechea formă până la aceasta și scrie negru pe alb. Procurorul nu poate să facă nimic altceva, deci nu poate să aibă altă activitate, cu excepția celor de cadru didactic universitar. Deci este foarte explicită treaba și cineva va trebui să lămurească inclusiv această chestiune de legalitate. Cu atât mai mult vă întreb, veți face vreun demers legal în justiție în acest sens? Astăzi am făcut o declarație publică prin care mi-am arătat indignarea și un pic mai mult. Urmează, sigur, să analizăm împreună cu juriștii, să vedem dacă se impun și alți pași. Poate se sesizează din oficiu cineva, poate se sesizează cineva care are atribuții în a verifica ce a făcut un procuror în anii respectivi. Deci nu excludeți o eventuală acțiune legală, o acțiune în instanță? Nu, absolut deloc. Nu pot să exclud așa. APNL sau ACL? Cel mai corect mi s-ar părea dacă
cei care trebuie să verifice activitatea procurorilor s-ar sesiza din oficiu și ne-ar lămuri, fiindcă ei sunt oamenii care cunosc legislația la perfecție în materie. Până acolo, cred că Serviciul de Informații Externe ar putea să facă ceva. Dacă ați fi președinte, să zicem, aș cere într-o astfel de situație serviciului să iasă, să spună, a fost, n-a fost? Eu cred că președintele ar fi fost obligat să iasă și să declare aceste lucruri în momentul în care le-a aflat. Aflam aseară la televizor că, de fapt, din primăvara acestui an ar fi fost indicii. Mă întreb și eu, de ce nu a spus președintele atunci că a aflat ceva curios despre primul ministru? De ce vine acum în campania electorală și ne spune aceste lucruri? Este iarăși o întrebare la care aș vrea să primesc un răspuns. Păi, poate vă dă un ajutor indirect. Știți ce? Nici mă interesează dacă îmi dă un ajutor mie sau lui Victor Ponta sau altui candidat. Nu cred că este treaba președintelui încă în funcție să dea ajutor unui candidat. Ar trebui să-și vadă liniștit de treaba de președinte, fiindcă are destulă treabă, și să lase candidații și campania electorală să se desfășoare după regulile unei campanii electorale. Am discutat despre foarte multe instituții în aceste 5 minute pe subiectul scandalului. Cum evaluați dumneavoastră impactul extern acum al acestui scandal? Are vreo instituție din cele de care am vorbit de suferit? Președinția, Serviciul de Informații Externe, Guvernul României? Din păcate, toți au de suferit. Fiindcă iarăși a nu știu câta oară, am reușit noi, România, să ne facem de râs. Ați mai auzit de vreo țară în care unul din candidați, și prim-ministru fiind, a fost acuzat că a fost ofițer acoperit sau că nu și-a declarat înainte de a intra în campanie electorală ce a făcut în viața lui? Una la mână. Doi, este vorba de niște servicii care sunt create pentru a veghea la integritatea statului român, la securitatea statului român, în sensul cel mai general și pozitiv al cuvântului. Aceste instituții au multiple colaborări internaționale și acum probabil ceilalți își pun întrebarea: ce se întâmplă acolo, la voi, în România? Adică cum? Aveți ofițeri acoperiți și iasă președintele la televizor și arată cu degetul cine a fost acoperit și cine nu? Și ceva nu se poate. Dar până și, dați-vă seama, oamenii care lucrează în aceste servicii și sunt acoperiți. Ei cum se simt ei dacă președintele lor în campanie electorală, din motive electorale, spune: dumneata, ai fost acoperit. Păi, oricui se poate întâmpla. Deci, nu numai că se induce o nesiguranță în colaborările internaționale, se induce o nesiguranță în cadrul serviciilor, lucru care chiar președintele ar trebui să le evite primul, fiindcă președintele trebuie să aibă grijă ca și acești oameni să-și facă treaba în condiții optimale, adică cât se poate de bune. Impactul extern, ca impactul extern vom vedea, dar la intern, domnule Iohannis, electoratul, nehotărâții, se vor mobiliza alegătorii mai tare după aceste dezvăluiri sau ele nu vor avea niciun efect sau chiar un efect contrar? Nu, vor avea un efect și nu vor avea un efect benefic pentru candidatul Victor Ponta. Am citit de azi dimineață tot felul de comunicatori din zona PSD-ului, în special, încearcă să minimizeze impactul, să ne spună că de fapt nu prea contează, că de fapt electoratul lui Victor Ponta n-are treabă cu acoperi, că totul merge brici. Eu nu cred că este așa. Să știți că aceste afirmații, odată puse în spațiul public, indiferent de motivația pentru care au fost puse în spațiul public, au urmări. Și au urmări destul de profunde. Eu sunt convins că aceste lucruri sunt acum urmărite și de cei nehotărâți, care altfel n-aveau nicio treabă cu politica și mai degrabă nu s-ar fi dus. Dar acum e o chestiune și interesantă și senzațională și importantă pentru oricine, pentru orice cetățean. Vor avea impact și asupra electoratului lui Victor Ponta, electoratul de bază, fiindcă oamenii totuși, PSD, dar
Ei vor un lider care este liderul lor. Ei nu vor un lider manevrat de cineva. Nici nu știm de cine este manevrat în ziua de astăzi Victor Ponta. Dar aveți semnale din interiorul PSD? Politica e o lume mică, să le spunem și cititorilor, privitorilor noștri. Politica e o lume mică și contactele între politicieni din diverse partide există și inerente și naturale. Aveți semnale, informații, senzații că în interiorul PSD ar exista acum o astfel de preocupare, așa cum ați explicat, că liderul partidului, candidatul lor la președinție, nu e de fapt cu agenda partidului, ci e cu altă agendă? Păi acum câteva minute citim o declarație a unui important lider PSD, parcă chiar tată-socru cu candidatul Victor Ponta, care ne spune că Victor Ponta de fapt a fost împins în față de baron. Păi dacă domnul Sârbo o spune, eu tind să o cred. Și atunci mă întreb și eu, pe cine reprezintă Victor Ponta de fapt în acel partid, în PSD? Niște grupuri de interese. Și atunci putem să mergem mai departe. Eu cred că președintele țării trebuie să fie al cetățenilor, nu al unor grupuri de interese, nu al unor structuri. Pe ce președinte poate să fie acela care este manevrat de unii dintr-un partid? Este inadmisibil. Revenind la scandalul ofițerul acoperit, dacă ajungeți președinte, domnule Iohannis, ca principiu, după toată povestea asta, spune șefi la serviciile secrete, SRI-SIE, tot oameni din politică, eventual de la partidele din opoziție, pentru a asigura tradiția și echilibrul, sau a spune un om din interiorul serviciilor, un profesionist? Principiul pe care se merge în țările democratice este că la serviciile speciale șefii trebuie să fie civili. Și acest criteriu îl voi respecta 100%, iar în rest, când voi fi acolo, cred că voi lua deciziile potrivite. Relația cu serviciile secrete este un apanaj important al funcției de președinte. George Maior, șeful SRI, a spus că își va pune mandatul la dispoziție viitorului președinte. L-ați spune din nou șef la SRI? Asta vom discuta atunci când vom fi în situația. Deocamdată nu cred că trebuie să mergem prea mult pe dacă și cu parcă. Gestul mi se pare unul corect. Adică dacă vine un nou președinte, ok, pune mandatul la dispoziție, noul președinte evaluează, analizează, ia o decizie. Dar asta nu pot să vă spun acum într-un interviu ce aș face atunci. E o decizie importantă și ne așteptam să aveți nume în vedere, pentru că sunt instituții cheie și pentru situația internă și pentru relația transatlantică, cum bine spuneați, cu atât mai mult în situația în care ne aflăm azi, cu un dita mai scandalul și cu o criză de securitate. Da, voi fi ales în 16 noiembrie și până când voi prelua funcția în ajun de Crăciun, am timp suficient să pregătesc oameni și răspunsuri pentru toate aceste lucruri foarte sensibile.